Salut și bine ați venit la antrenamentul meu, sunt Cristian Rizescu, este sâmbătă 16 mai și astăzi o să mergem la Marea Baltică pentru un antrenament rapid, ultra rapid, este 12 și 4 minute. O să facem acest antrenament undeva la jumătate de oră, o să stăm aici la plajă. La ora 15 va trebui să fiu la muncă. Deci, nu foarte mult timp de pierdut. Sunt așteptați și să luăm masa, ca de obicei, singur, la antrenament și cu voi. O să vă mulțumesc celor 240 de abonați la acest canal. Mulțumesc din suflet pentru eforturile voastre de a vă abona la acest canal mic. Încă o dată fac mențiunea că nu prea pot să scriu pe canal, dar vă dau inimioară și vă scriu mersi. Da? Deci, să știți că nu este lipsă de respect sau ceva, dar chiar nu pot să scriu, nu pot să scriu la mine pe canal. Nu știu, nici nu mă interesează. O să ne vedem de antrenament. Astăzi avem ceva musafiri. Avem ceva musafiri pe ponton. O să filmăm musafirii. Da? Hello, darling! Hey! Hey, come! Come, come! Good boy! Good boy! Good boy! Good boy! Good boy. Vi poda til samas? Ha? Vi podas? Yes, yes. Goi vatlet? Goi vatlet? Go? Haide. Kom. Kom vi poda. Vil vi poda til samas? Da. Să terminăm cu aceste glume de prost gust, pentru că nu am venit să antrenăm căței, doamnelor, am venit să antrenăm cățelul. Deci, încă o dată, mulțumesc mult tuturor pentru gesturile care le faceți. În primul și în primul rând, mi s-a scris în comentarii, da, vrei să monetizez canalul. Nu vreau să monetizez canalul acesta, deci este declarație oficială. Vreau în schimb să mă pot folosi de telefon, să nu mai stau să editez, să nu mai stau să... Deci antrenamentele să le fac în live. Bun, o să trecem la partea cea mai frumoasă. Astăzi nu o să fac decât în not. Apa o știm, o avem la 10 grade, temperatura în apă. Doar în not, respirații nu o să am timp, nu o să am prea mult timp să fac mare lucru, dar am ținut să vă mulțumesc, să vă spun că am fost surprins de persoane necunoscute, persoane care și-au oferit ajutorul și, ca de obicei, așa zis, și prieteni care puteau să dea și ei, să dea și ei un subscribe sau ceva, nu au făcut nimic. Prieteni, știți cum e, prietenii. V-am zis eu că n-am prieteni, ăsta e adevărul. Hai să trecem la antrenament. Cristiane, ești pozitiv? Ești pozitiv? Ești bine? Ești pe val astăzi? Sunt. Pe val, puternic? Da, bun, bravo. Haide. Mergem noi drumul la cronometru, la ceva de genul. Îl pregătim, mai bine zis. Spălăm ochelarii bine, că nu... Nu mai este marea, super... nervoasă. Chiar liniștită, așa că o să putem să notăm astăzi. Let's go, baby. N-am nimic prin buzunare, că am mai pățit de-astea. N-avem papucii de baie, așa că... Adică avem, dar în mașină. O să încercăm să nu stăm prea mult pe jos. I'm okay. Oh.
O apă adorabilă. Se simte răceala. O simțim. Avem un corp acomodat la aproximativ un minut. Această săptămână cu greu, dar putem să declarăm 6 zile de antrenament în această săptămână cu o zi de pauză. Mi se pare ok, nu am forțat. Este o revenire. Așa că o să lăsăm lucrurile încet. Deci nu mai mult de 10 minute, cred astăzi, o să stăm în apă ca și ieri. Nu, am stat 20 de minute, 22 de minute ieri. Azi nu o să stăm chiar atât, undeva la 10 minute. Deci 6 zile de antrenament pe săptămână, mă declar mulțumit, super mulțumit, adorabil.
în acest moment avem 8 minute 34 spre deosebire de ieri. Nu simt acel frig. Ieri am simțit frigul acela puternic. Astăzi nu. După primul minut de acomodare o să fie bine. E și o mare plăcere. Soarele e primitor, încălzește, se simte. Oricât de rece ar fi apa, un pic de soare să fie, este o altă senzație când intri în apă. Vă mărturisesc că corpul se încarcă extraordinar de energie după fiecare baie în mare și există o stare de bine, o stare de reconfort. Voi merge la muncă și după ce voi termina încărcarea, voi simți o oboseală plăcută. Aș căuta patul, sincer, dar n-am cum. Va trebui să conduc, să descarc. Însă așa funcționează corpul meu. Am găsit echilibrul perfect. Am găsit echilibrul să păstrez mușchii și tonusul într-o stare de funcționare bună, bună. Deci n-ai cum, mai bine, nu știu. Mai bine n-am găsit variante. Hai să mai respirăm un pic și să mai notăm. Mușchii stomacului sunt foarte, foarte contractați. O să zice sub grăsimea care o ai, mai există și mușchi, Cristian, e normal că mai există și mușchi. Vrei să te minți? M-am prins, uite așa, cu vârful degetului în nisip. Îi salut pe băieții cu bărcile.
Bun. Avem deja 15 minute. O să ne oprim aici. Nu o să exagerăm. Recapitulare. Săptămâna aceasta au reînceput antrenamentele și doresc ca de fiecare dată când voi face un antrenament să vi-l arăt și vouă. În primul și în primul rând va trebui să revin la o formă fizică bună. Așadar nu va exista nimic super complicat. Vom avea exerciții de alergare, vom avea exerciții de bicicletă, vom avea exerciții de respirație, vom avea exerciții de înotat, vom avea exerciții pentru repunerea în acțiune a tuturor mușchilor corpului, gen tracțiuni, flotări, deci un complex mare de exerciții. O să vedem ce o să putem să facem în săptămânile care vor veni. Mulțumesc tuturor pentru încurajări, să știți că fiecare mesaj care îl găsesc mă atinge, pentru că aceste puține persoane care s-au adăugat canalului mic dau o dovadă că țin la persoană, țin la om și apreciez mult chestia asta. Gata, pentru astăzi o vreme splendidă astăzi. O vreme splendidă, extraordinar de frumoasă. Hai. Nei, de broniu, de tie. Moa grodă. Tie, eu tag e tigor. Tie grodă. A. Good dag, good dag. Barsi good, frit. Da, deci lumea mă întreabă câte grade sunt. 10 grade. Acesta este micul meu paradis în care găsesc că mă antrenez frumos. E un colț de rai. Un colț care în perioada de vară nu o să ai loc unde să pui un cearșaf aici. Însă acum este super. Încă mai este super. Nu prea ține cont de coronavirus aici în Suedia. Nu prea s-a ținut cont, lumea a ieșit afară, s-a plimbat și s-a profitat de natură. Încă o dată, mulțumesc tuturor. Acum o să public antrenamentul de astăzi, sâmbătă, 16 mai. Respectele mele tuturor, ciao!